Vă salut, dragi prieteni columbofili. Am vrut ca în această dimineață să împărtășesc cu voi câteva gânduri în timp ce porumbeii mei de zbor fac baie și să vă învăț un truc, ca să zic așa, care s-ar putea să vă prindă bine în acest început de sezon. Așadar, în cazul nostru, femelele au fost separate cam de o lună de zile, pe 12 aprilie, adică peste 4-5 zile, urmează să fie din nou împerecheate. Iar în această perioadă de separație, ele au fost ținute văduve, dacă aș putea să zic, separate, și au avut parte de antrenamente zilnice de 2 ori pe zi. Puține suplimente, ați văzut în filmările noastre, ceaiuri, tricogo, chestii naturale, chestii de imunitate, dar foarte important, femelelor le-am crescut încet, încet condiția, prin hrană, care deși e ușoară, avem grijă să o administrăm dozând după efortul pe care îl fac porumbeii. Astfel că în ultima săptămână porumbeii zburau aproximativ 2 ore pe zi, aproximativ 1 oră dimineața și 1 oră seara. Chiar și azi dimineață, la ora 8 fără un sfert, am lăsat porumbei afară și în jurul orei 9 fără 10 fără 5 au reintrat înăuntru de la zbor. Și este foarte important ca în această perioadă porumbeii să primească baie ori de câte ori au chef să facă. Și am să vă spun și de ce. Eu folosesc Blue Salt. Blue Salt are, printre sărurile pe care le are, are și magneziu. Magneziu este un relaxant muscular. Este un efort pentru porumbei să zboare în ritm susținut o oră dimineață, o oră seara, mai ales acum când temperaturile nu sunt foarte ridicate, să zic așa. Este destul de frig. Ieri a fost chiar frig și neplăcut. Abia am reușit să prind 2 ferestre fără ploaie ca să pot lăsa porumbei afară. Astăzi, în schimb, a ieșit soarele, deja vorbim de o vreme mult mai plăcută. Și ce face această baie? Relaxează musculatura. Musculatura care este serios întrebuințată în timpul acestor antrenamente, cu ajutorul băii cu Blue Salt, se relaxează. Se relaxează și porumbeii mental. Magneziu este un foarte bun relaxant, inclusiv mental. Adică se elimină stresul. Totuși, porumbeii sunt ținuți separat, un lucru care nu este neapărat natural, să zic așa, sau conform cu dorințele naturii. Și, foarte, foarte important, relaxăm musculatura. Musculatura obosită după efort se relaxează, se pregătește de efortul care urmează să-l facă după amiază. Porumbelor le place baia foarte mult și faptul că zboară atât de mult este un semn de sănătate și de condiție bună. Și așteptăm concursurile pentru a-i aduce în formă de top. Deocamdată ei sunt doar într-o formă bună. Domnul Sătac, un prieten care mai mă ajută aici cu porumbeii, care are aproape 70 de ani, m-a întrebat zilele trecute dacă duc porumbei la antrenament cu mașina. Și i-am spus că n-are niciun sens să duc porumbei la antrenament cu mașina cât timp ei zboară 2 ore pe zi. Dacă zboară singur, ce sens are să duc cu mașina la antrenament? Și nici nu vă recomand să duceți porumbei cu mașina la antrenament până nu sunt capabili să zboare în jurul crescătoriei o oră jumate, măcar pe zi, în 2 reprize. Măcar o oră jumate. Pentru că doar îi forțați inutil. Încercați și aduceți porumbei în condiția cea mai bună pentru a putea eventual ulterior să duceți cu mașina dacă credeți că este necesar. Personal, mă bucur că avem la club programate 3 antrenamente. Sper să reușesc măcar la 2 să trimit porumbei, iar prima etapă este la 110 km. Nu este extraordinar de lungă. O oră și jumate, o oră 45 de minute de zbor pe care porumbeii mei deja o fac. Și o fac în ritm susținut.
baia le place, îi relaxează. O să vedeți, asta e frumusețea la Blue Sal de la Chess Pharma, că după ce se usucă, se întorc din nou în apă, fac asta de 2-3 ori, ceea ce înseamnă că le place. Nu neglijați acest aspect, cu atât mai mult în această perioadă, încât avem nevoie să ne preocupăm de relaxarea musculară și de recuperarea după efort. Multe salutări de la Oradea și să ne pregătim cu toții că ne așteaptă un sezon interesant. Salutări tuturor!